Stop cadrul Rădăuțean, o retrospectivă a săptămânii. O emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Stop cadrul Rădăuțean. Și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Urmăriți în momentele ce urmează știri și evenimente locale. Ca bucovinei ne-am moștenit multe tradiții de la nemții veniți aici în secolul XVIII. Fașingul este o sărbătoare căreia noi am spune lăsatul secolului. Anul acesta, Paștele Ortodox este la o distanță de 5 săptămâni de cel catolic, al cărui post a început în miercuri, 6 februarie, când preotul le-a pus nemților cenușă în cap pentru a-și aduce aminte că din pământ ne tragem și tot acolo vom ajunge. Nemții rădăuțeni au venit costumați, au dansat și au mâncat din bucatele pregătite special pentru această sărbătoare. Bună ziua și bine v-ați venit în Casa Germană din Rădăuț. Astăzi, pe 2 februarie, populația de naționalitate germană din Rădăuț se pregătește pentru postul mare. Din păcate, anul acesta suntem foarte distanțați. Sunt 5 săptămâni diferență între Paștele pe care îl comemorează Biserica Catolică de Biserica Ortodoxă. Nu ne place acest lucru, dar nu este treaba noastră. Este treaba altora care poate vor ajunge la înțelepciune și odată vom avea Paștele împreună ca să nu mai fim deosebiți din acest punct de vedere. Că de altfel suntem foarte bine, trăim foarte bine la oaltă și nu văd de ce ar trebui să fie aceste diferențe. Miercuri, pe data de 6 februarie, începe postul mare pentru toți catolicii din lume. Și atunci n-am făcut această sărbare, acest fasting, cum îi spune la noi, sau carnaval, cum se spune în românește. Nu l-am făcut în marța grasă, cum se obice, deci nu este în ajun, pentru că vrem să petrecem puțin mai mult și miercuri dimineața trebuie să fim odihniți ca să mergem la biserică, să ne reculegem, să ne pună preotul cenușă în cap și să ne amintească că din pământ suntem făcuți și în pământ ne întoarcem. Dar astăzi vom sărba, ne vom bucura și bineînțeles, această bucurie, acest carnaval este nu un monopol al populației germane. Carnavalul de la Veneția este cunoscut, carnavalul din Germania sunt cunoscute, populația germană care a venit în secolul al
18-lea aici în Bucovina a adus acest obicei și de fiecare dată a sărbat această zi sau acest eveniment, adică azi mai mâncăm carne, mai bem un pahar de vin, mai ne veselim și după aceea urmează cele 40 de zile de reculegere pentru și pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pentru săptămâna aceasta, Poliția Rutieră Rădăuț vă prezintă două evenimente rutiere grave. Primul dintre acestea s-a produs pe raza comunei Bilca în seara zilei de 3 februarie 2008, în jurul orelor 22. Evenimentul s-a produs în următoarele împrejurări. Numitul Crasnea Ștefan, în vârstă de 50 de ani din comună, a fost lovit violent de un autoturism Mazda cu numere de Italia, în timp ce se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului. În urma impactului, pietonul a decedat, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Ulterior, conducătorul auto, Nițu Costică, din Vicovul de Sus, s-a prezentat la Spitalul Municipal Rădăuț împreună cu soția acestuia, declarând că mașina ar fi fost condusă de aceasta. Ulterior, Nițu Costică a recunoscut că a condus autoturismul, a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat. I s-au recoltat probe biologice, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 20 de ani cu închisoare. Al doilea caz s-a petrecut în seara zilei de 7 februarie 2008, în jurul orelor 19:15, pe strada Tudor Vladimirescu din Rădăuți. Astfel, numitul prelicean Adrian Ciprian, în vârstă de 22 de ani din Rădăuți, a condus autoturismul Suceava 02 UXJ, Dacia 1310, proprietatea tatălui său, pe această stradă, dinspre strada Călăraș, înspre strada Bogdan Vodă. Ajungând în dreptul imobilului cu numărul 1 de pe această stradă, datorită faptului că se afla în stare de ebrietate și nu posedă permis de conducere, a lovit pietonul Caciur Gheorghe de 44 de ani, care se afla în picioare în spatele autoturismului proprietate personală. După accident, a rezultat vătămarea ușoară a pietonului, iar conducătorul auto a părăsit din nou, ca și în primul caz, locul accidentului, fiind identificat ulterior în urma valorificării unor informații informativ-operative de către lucrătorii formațiunii Poliției Rutiere și ai Biroului de Investigații Criminale Rădăuți. Acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Viteza ucide. Victimă poate fi propria ta familie. Stop accidentelor. Viața are prioritate. Se poate călători în Ucraina fără viză, numai că odată cu ridicarea regimului de viză pentru intrare în Ucraina, este mare aglomerație la PCTF Siret. Aflăm amănunte de la purtătorul de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți. În prima lună anului 2008, polițiștii de frontieră suceveni au înregistrat rezultate foarte bune în domeniul operativ. Astfel, au fost executate un număr de 48 de acțiuni specifice proprii și 20 de acțiuni în cooperare. S-au depistat un număr de 15 infracțiuni. Au fost sancționate contravențional un număr de 72 de persoane, 35 de români și 37 de străini, valoarea totală a contravențiilor fiind de 56.600 lei.
au fost descoperite și reținute în vederea confiscării în urma acțiunilor întreprinse, bunuri în valoare de 89.900 lei, au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 25.000 de pachete de țigări cu valoare aproximativ 87.723 lei. Nu s-a permis intrarea în țară a unor bunuri în valoare de aproximativ 62.000 de lei. Traficul de călători și a mijlocului de transport în PTF Siret a crescut semnificativ. Astfel, raportându-ne la aceeași perioadă a anului 2007, putem spune că traficul de călători aproape s-a dublat în PTF Siret. Dacă în 2007 au fost 73.340 de călători în prima lună, în anul 2008 au fost 135.723 de călători. Nu s-a permis intrarea în țară a unui număr de 39 de cetățeni străini și nu s-a permis ieșirea din țară a unui număr de 60 de români. 53 au avut nereguli în documente de călătorie și 7 alte motive. Creșterea traficului prin PTF Siret s-a datorat în special faptului că începând cu data de 1 ianuarie 2008 s-au ridicat regimul de vize pentru cetățenii români care circulă în Ucraina. În zilele de 22 și 23 ianuarie 2008, un număr de câteva sute de cetățeni români care se aflau în Ucraina au fost blocați de către cetățenii ucraineni. Aceștia din urmă invocând motivul că ar trebui și lor să le se ridice viza ca și cetățenilor români. În acea că au fost câteva, zicem, o oră, două în care traficul pe punctul Siret a fost oprit, tocmai pentru a preveni pe cetățenii români să nu le se întâmple și celor care urmau să ajungă în Ucraina, dar situația a revenit la normal. A avut loc în data de 7.1.2008 o ședință, să spunem așa, între domnul comisar șef Pop Ion și directorul de pe Ferădăuț și consulul general al României la Cernăuți, domnul profesor Romeo Sândulescu, în care s-au discutat aceste aspecte, urmând a se lua măsurile necesare care se impună pentru a nu se mai întâmpla astfel de incidente. Un alt aspect la poliția de frontieră, în data de 30.1.2008, s-a organizat concurs pentru ocuparea funcției de șef PPF Aeroport Suceava. În urma susținerii concursului, noul șef al punctului de poliție de frontieră Aeroport Suceava este inspectorul de poliție Deleanu Cezar. Sala Bucovina a prefecturii Suceava încearcă să rivalizeze de ceva timp cu Galeria de Artă Rădăuți. Vineri 8 februarie, în prezența prefectului și a primarilor din Rădău și Suceava, precum și a unui mare număr de iubitori de artă, a avut loc vernisajul expoziției de pictură Zid, autor Traian Postolache. Criticul Valentin Ciucă și profesorul universitar Răzvan Teodorescu au adus aprecieri lucrărilor inedite și viziunii pictorului rădăuțean. Acest univers prinde simboluri. Și ca să străpungem acest zid, ne trebuie suflet și minte. Iar pentru a înțelege mai bine ce reprezintă acest act pe care a muncit 18 ani domnul Traian Postolache, o să avem ghid care o să ne introducă în tainele acestor lucrări și ceea ce reprezintă în momentul de față. Se spune mereu despre opera domnului Traian Postolache că este o operă criptică. Am ascultat și la alte vernisaje și am și citit din critica care s-a făcut la tablourile domnului Traian Postolache, iar aceste tablouri au fost caracterizate ca fiind criptice, de neînțeles. L-am auzit și pe domnul primar din Rădăuți de multe ori spunând că apreciază foarte mult această muncă, dar nu reușește să o înțeleagă. Vreau să vă spun că opera domnului Traian Postolache este o operă care are o coerență deosebită. Ca un cunoscător al acestor tablouri care sunt expuse, dar și a altor tablouri care nu sunt expuse aici, au fost văzute cu alte ocazii, la alte vernisaje, vă pot spune că în această operă este o coerență care domnul primar a sesizat-o. A vorbit puțin de credință, a spus, este vorba de credință. Există în opera domnului Traian Postolache simboluri, dar aceste simboluri, chiar dacă dau senzația că sunt alăturate într-o manieră postmodernă, putem vorbi, cred, despre o manieră postmodernă, pentru că acesta este curentul cultural în care trăim, chiar dacă se folosește această alăturare, ele sunt coerente.
ele vorbesc despre creație, vorbesc despre cel ce a creat și vorbesc despre ce ar trebui să facem noi ca să ne apropiem de cel care a creat. Dacă domnul Traian Postorache s-ar fi născut acum 500 de ani, eu sunt convins că ar fi fost unul din pictorii care ar fi pictat câteva din bisericile care fac așa de celebră Bucovina. Născându-se însă într-o perioadă în care icoana era negată, a preluat curentul cultural a perioadei în care s-a născut și ne-a oferit aceleași idei descoperite de dumnealui în Sfânta Scriptură, în icoanele pictate pe zidurile bisericilor noastre și în învățătura părinților de la începutul creștinismului, le-a preluat și ne-a oferit nouă astăzi. Am venit cu acest om deosebit, care se cheamă Traian Postolache. Am venit cu toți rădăuțenii mei să-l susținem, pentru că are niște opere de artă deosebită și mai ales că să-l susținem că are o operă înclinată spre credința noastră ortodoxă. Așa că vă felicităm, domnul profesor Postolache, și vă dorim succes. Doamne ajută! Mulțumesc mult! Un artist care descinde din rădăuții ușatinilor temeitori și care este înconjurat de această lume absolut extraordinară de pictură, de vizualitate, nu poate să facă decât ceea ce văd la vista, nu? Ce face domnul Postolache, care este cunoscut ca nouă tuturor, dar într-adevăr ideea de a veni la o prăznuire a Sucevei și a Bucovinei cu aceste lucruri de spiritualitate și vizualitate contemporană este o idee extrem de fericită, dar dacă n-a vorbit încă, îl lăsăm pe cel mai avizat critic de artă. Dar eu vă invit să privim acest univers de aici și cele ce vor veni din perspectiva observației lui Eliade, care spunea că ce ne costă dacă credem că miturile sunt adevărate. Vom avea o cu totul altă perspectivă și vom încerca noi înșine să ne șlefuim spiritual, intelectual, intrând într-o lume de aventuri care nu neapărat ar trebui să fie posibile, ci sunt posibile prin adeziunea noastră voluntară. Intrăm în spațiul acesta al mitologiei, cum într-un fel, cred că la scara timpului mare, o să devină și o mitologie a spațiului bucovinean, a acestor monumente extraordinare, pe care timpul le va înnobila tocmai prin adunarea în cercul lor de vârstă, mereu alte și alte vârste. Vreau să vă spun cu sinceritatea unui comentator care este atent și la spectacolul câteodată frivol al artei, sedus de bucuriile efemere ale boemei, dar țintind în ființa lui profundă către lucrurile care, potrivit lui Blaga, trec din timpul efemer în marea durată a memoriei. O carte extraordinară se numește chiar așa, Ziduile memoriei. Zidul este evident un ecran inefabil pe care se pot scrie, însemna, nu numai lucrurile vieții trecătoare, cât și marile povești ale lumii, începând cu facerea omului, cu toate fazele prin care a trecut, încercând să și îl restituie în ceea ce, din păcate, uneori se pierde propria lui umanitate. Leonardo da Vinci, când ne invita să privim cu atenție zidurile Florenței și numai ale Florenței, pentru că în igrasia lor vom putea identifica spectaculoase cavalcade, vom putea identifica vieți trecute și straturi succesive de civilizație, de mod de a fi, de a gândi al comunității respective. Așadar, vreau să vă spun, dragi prieteni, trebuie revenit aici. Nu putem vedea doar fragmente, deși el are arta aceasta a citatului, are niște decupaje extrem de interesante și gândiți-vă că el le-a lucrat nu din dorința de a ne oferi nouă plăcere lejeră, ci ne obligă, într-un fel, ne biciuie conștiința ca să luăm act că există astfel de lucruri și să le construim, să zidim și să le rezidim în propria noastră imaginație și în propria noastră condiție umană. Să mă simt copleșit. Nici nu sunt obișnuit ca despre mine să se vorbească într-un astfel de mod.
aș putea zice că această expoziție și invitația pe care am primit-o a fost pentru mine o provocare și m-am străduit ca spațiul acesta de trecere să-l transform într-un spațiu ambiental, expozițional, nu atât pentru lucrările și pentru expoziția mea, ci pentru expozițiile viitoare. Îmi iubesc foarte mult familia, îmi iubesc cariera profesională, dar cel mai important, cu toate acestea sunt conștient, știu că cel mai important lucru din viața mea, din existența mea, este faptul că sunt creștin. Botezul creștin, adevărat ritual inițiatic, cu înalta sa virtualitate și înalta sa virtualitate, ne străduim cu toții, de-a lungul vieții, să o împlinim după calificările și posibilitățile noastre. Pronia așează în calea vieții noastre enumărate momente, evenimente fericite, miraculoase, care ne poartă pe calea mântuirii. Unul dintre aceste evenimente, pentru mine, este pictura. Cum spuneam, sunt copleșit de prezența dumneavoastră aici. Mi-aș dori să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat de-a lungul vieții și în toată întreprinderea creației mele, tuturor celor care sunt prezenți aici, și aș putea să vă spun că prezența dumneavoastră aici reprezintă pentru mine, într-un fel, restaurează sentimentul de frățietate care exista în lumea veche și care este atât de rar sau aproape dispărut în lumea atât de egoistă și de dihotomică din ziua de astăzi. O spun și o repet de fiecare dată. Actul cultural nu este un act unilateral. Darul pe care artistul îl face, jertfa pe care o face, trebuie receptată. Ori, tocmai prezența dumneavoastră aici împlinește această menire a creației mele. Dacă l-aș parafraza acum pe Părintele Ioan Ionescu de la Mănăstirea Cutnă, fie țărna ușoară, care spune așa: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut bărbat, că sunt creștin și am devenit monah, eu ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut român, sunt creștin și am fost hărăzit picturii. În curând, Sucevița va deveni stațiune. Până atunci, terenul este pregătit în reuniuni la nivel înalt din domeniul turismului. Despre invitați și despre acțiunea lor, în reportajul care urmează. Acum e mult mai ușor să intri pe piața turistică, pentru că sunt și fonduri europene, mai ales pentru pensiuni turistice. Există și un cadru organizat, profesional, în Bucovina. Avem Asociația de Turism Bucovina, care activează în toată zona, unde avem peste 60 de membri din toate punctele și zonele de interes turistic din județ, și sprijinim acum înființarea de asociații turistice la nivel local. De exemplu, cum este cea din Sucevița, cu personalitate juridică, sprijinim în formarea profesională a administratorilor de pensiuni, a personalului care lucrează în alimentație publică, în activitatea hotelieră și de asemenea în domeniul ghidajului turistic. Tocmai în acest sens are loc astăzi o dezbatere la Popasul Turistic Bucovina cu toți membrii Asociației pentru Turism din Sucevița, Comitetul Director a Asociației pentru Turism Bucovina, prestatori de servicii turistice din toate zonele județului, de la Agenția Națională pentru Dezvoltare Nord-Est, de la Direcția Agricolă Suceava, care gestionează fonduri europene pentru dezvoltare rurală, de asemenea de la firme de consultare în domeniul accesării fondurilor europene. Lucru foarte important, trebuie să ne zbatem noi și să încercăm să facem foarte multe parteneriate privat cu administrații locale. Consider o manifestare binevenită și felicit pe această ocazie Asociația Pensiunilor din Turistice din Sucevița, pe doamna Pânculescu, pentru modul cum a realizat. Dar, trecând una peste alta, mă gândesc la conținutul acestei manifestări, care are ca scop realizarea unor strategii de dezvoltare locală, dar nu numai,
și a unei strategii de dezvoltare intercomunitară în care Comuna Suceavița să fie legată de stațiunile turistice sau statele turistice Putna, Moldovița, Solca, Arborea, Mănăstirea Homorului și crearea unor programe de dezvoltare comune, programe de dezvoltare turistice comune. Practic, primăria s-a implicat foarte mult în viața, pe piața turistică a Comunei Suceavița, în sensul că a elaborat mai multe ghiduri de prezentare a Comunei Suceavița, în care sunt prezentate absolut toate pensiunile care au dorit să apară. Printr-un program câștigat prin FARE 2005, vom reabilita traseele turistice, care leagă, patru trasee turistice, care leagă Mănăstirea Homorului, Mănăstirea Putna, Marginea și Solca. Vom crea un centru de formare turistică, tot câștigat prin program. Vom încerca să punem în valoare, într-o valoare mai bună, Comuna Suceavița. Dar aș vrea să adaug aici, probabil cât de curând, asta înseamnă în decurs de vreo lună, două, va începe construcția primului sat turistic, etnoturistic, care va cuprinde peste 37 de case românești, cu arhitectură bucovineană, la început de secolul 20, cu dotări de secolul 21. Această investiție va costa în jur de 5 milioane de euro. Ne gândim la fel la construirea și de săptămâna viitoare vom începe lucrările de identificare și proiectare pentru o pârtie de schi alpin care se va construi la 300 de metri de la locul în care suntem. Pârtea va avea 1,2 km și va avea toate dotările necesare. Tunuri de apă, tunuri cu apă, tunuri de zăpadă, deci iluminat nocturn, telescaun sau telegondol, mai vedem, și paralel o pârtie de săniuș. La fel, două pârte de schi fond care vor lega Suceavița de Mănăstirea Homorului și Mănăstirea Putna. Plus alte lucruri care pot să fie în interesul turistului și pentru dezvoltarea turistică a comunei. Unul din scopuri a fost să adunăm, să invităm la Suceavița patron de pensiuni și hoteluri din întreg județ. Să invităm primari din comune turistice, să invităm autorități ale județului, reprezentanți ai Parlamentului, care să afle care sunt problemele reale din turism. Am invitat autoritățile mai târziu pentru că a trebuit să dezbatem noi, să ne lămurim noi. Avem atâtea probleme, dar nu e suficient să ne plângem că există probleme. Noi vrem să încercăm să sugestionăm și niște soluții care să nu coste bani, care să poată rezolva prin efortul nostru, al oamenilor. Dacă aștepți ca cineva să vină, să-ți facă ordine în curtea ta, stai mult. Eu spun că fiecare comună, fiecare localitate trebuie să facă niște eforturi, să se unească. Și acesta este al treilea scop, să zicem, sau al doilea, nu știu exact, al reuniunii de astăzi. Să promovăm exemplul Suceaviței. N-aș vrea să credeți că am venit aici pentru că este un an electoral și vă promitem luna de pe cer. Suntem oameni realiști care știm ce putem face, știm ce nu putem face și nu o să vorbim politic nicio vorbă, ci administrativ. În ceea ce privește județul, este de mare importanță pentru dezvoltarea turismului căile de comunicație, infrastructura rutieră în primul rând. Nu spunem că stăm foarte bine, dar de multe ori oameni din afara județului, colegi din țară care au trecut prin județ, băi, aveți mai bune drumuri ca în altă parte. Evident, sunt de competență națională, la nivelul guvernului, în primul rând, și aici nu pentru că aș vrea să mă dau deoparte, nu este monopoziție, dar sunt pârghiile la nivelul executivului și pentru mine sunt clare câteva chestiuni acolo unde trebuie lucrat. Sau la nivelul Parlamentului, dacă se pune problema unei legislații noi, la nivelul autorităților județene și locale și multe dintre ele țin și de organizare și de o anumită modalitate de mișcare la nivelul asociațiilor neguvernamentale și la nivelul proprietarilor. Eu vreau să vă spun că noi avem un interes strategic. Dacă privim cu atenție dezvoltarea economică-socială a României în următorii ani,
mai ales după intrarea în Uniunea Europeană și mai ales cu oportunitățile de finanțare europeană, avem un interes strategic de a ne mișca foarte bine și de a sprijini concret, nu pe vorbe, concret dezvoltarea agroturismului în România, pensiunile turistice și așa mai departe. De aici apare problema. Câtă vreme dumneavoastră individual vă veți raporta spunând e nevoie de 3 km de trenuleț. Sunt foarte mici șanse ca ceva să se întâmple. Pentru că se uită, pentru că nu e electoral, pentru că până la urmă și cui folosește? Statul dă banul ca să folosească privatului. Noi n-avem încă mentalul ăsta. Adică cum, eu dau banii de la stat ca să-i folosească lui? De ce e asta? Ăsta al cuie. Ia-l pe sediștilor. Jum, trimite gard. Deci, nu cred că suntem naivi să ne închipuim că pe proiecte punctuale se poate face ceva de anvergură. Sigur, unii pot câștiga și alții pot pierde. Nu o problemă. Dar nu cred că asta doriți și nu cred că asta e ideea. Ori, de asta încerc să vă spun. Dumneavoastră, cred împreună că întâi de toate ați putea forma acest proiect comun. După care un astfel de proiect comun poate fi impus. Impus de la facilități fiscale până la obligația de a construi un aeroport. Ca să construiești un aeroport, îți trebuie o hotărâre de guvern și bani adevărați. Și trebuie, cum să spun, un sprijin politic major. Ca să fim cinstiți și în Parlament, dar și în guvern. Așa cum am stabilit, vom face coperită de presă la fiecare două săptămâni sau ori de câte ori evenimentele vor impune. La această conferință din partea Partidului Democrat Liberal de Us participă domnul președinte, deputatul Aurel Lorea. În dreapta mea se află domnul vicepreședinte, profesorul Puiu Adrian. Iar în stânga domnului deputat se află președintele organizației de tineret, domnul profesor Marius Grijincu. În continuare, vă dau cuvântul domnului deputat Olărean, președintele organizației. Mulțumesc, domnul inspector. Bună ziua, rădăuțeni. Ceea ce vreau eu să anunț în ultimul timp și să mai derulat în interiorul partidului, am avut alegeri la organizația femei în urmă cu două săptămâni și organizația pensionară. Am avut alegeri la organizația pensionare chiar joi seară și aseară am avut alegeri la organizația oamenilor de afaceri. Deocamdată astea sunt multe noutăți în interiorul Partidului Democrat Liberal din Rădăuț. Sâmbătă vom avea o întâlnire la Casa de Cultură, un consiliu de coordonare cu ocazia respectiv, cu ocazia întâlnirii o să avem lansarea unor primari din județul Suceava. Sperăm să fie și lansarea primarului de Rădăuț, candidatului de Rădăuț. Cam asta. Organizația noastră este extrem de conștientă că fără o foarte bună organizare nu vom câștiga alegerile locale care bat la ușă. Intuim că data lor va fi undeva la sfârșitul mai, cel mai târziu la începutul lui iunie. Din aceste considerente, în cele două săptămâni care s-au scurs de la ultima noastră întâlnire, am organizat alegeri pentru a desemna structurile de conducere a organizației de tineret. Domnul profesor Marius Grijincu a fost ales președinte al organizației de tineret al Partidului Democrat Liberal și bineînțeles că ne va spune și dumneavoastră câteva cuvinte. După ce am stabilit structura organizației de tineret, am continuat cu desemnarea conducerii la organizația de femei. Vreau să informez telespectatorii și cititorii dumneavoastră și, în ultimă instanță, partenerii noștri că funcția de președinte a organizației de femei a PDL Rădăuț a fost aleasă doamna profesoară Paula Ciobâcă. Dumnea este cunoscută pentru că activează de foarte mult timp în politică. Apoi am continuat cu structura de conducere a organizației de pensionari. Foarte recent, acum 3 zile, deja organizația de pensionari, o structură pe care noi punem mare bază în perspectiva viitoarelor alegeri, a fost ales domnul profesor inginer Ștefan Rotar, de altfel și el un binecunoscut rădăuțenilor. Ieri am avut
alegeri pentru desemnarea structurii de conducere a organizației oameni de afaceri. În această funcție a fost ales domnul Costel Florea, domnul inginer Costel Florea și el un întreprinzător local cunoscut. Evident, scopul nostru, vreau să fie foarte clar, așa cum am spus, este o foarte bună organizare, organizare temeinică, pentru că vrem ca în 2008, la nivelul Rădăuțului, să se realizeze o revoluție portocalie, însemnând alegerea ca și primar al municipiului Rădăuț, al candidatului care va fi stabilit în urma finalizării sondajului de opinie. Cu alte cuvinte, cel mai bine plasat în acest sondaj va fi desemnat automat candidat din partea PDL-ului pentru fotolul de primar al municipiului Rădăuț și va fi lansat oficial în cursă. Organizația Tineretului Democrat Liberal Rădăuț organizează pe data de 14 februarie, mai precis joi, o acțiune de Valentine's Day. Noi ne-am făcut un plan de acțiuni deja, am structurat pe trei părți. Mai exact, între orele 10 și 12 vom împărți invitații și baloane către tinerii rădăuțeni, cât și întregii comunități. În partea a doua vom oficia căsătorii pentru o zi, în intervalul 12-16, vom oficia căsătorii pentru o zi pe esplanada magazinului general în fața restaurantului Toscana. Vom oferi certificate de căsătorie personalizate. Certificate de căsătorie personalizate și vom face fotografii tip digital. Ziua va continua cu petrecere în club Escape, în parteneriat cu clubul Escape. Tineretul Democrat Liberal Rădăuț organizează o petrecere de Valentine's Day tinerească, interval orar 22 până dimineața. Vom oferi 300 de bonuri de consumație în valoare de 5 RON primilor 300 de participanți. Va fi premiat cel mai senzual sărut cu câte două MP3 player și cuplul cel mai frumos va câștiga o cină romantică la restaurantul Toscan. Probabil vom avea și un premiu surpriză, vom vedea. Sunt profesor de teană zile la Colegiul Tehnic Rădăuț și împreună cu colegii atât de la fostul Tineret Democrat și fosta echipă de la Tineret Liberal Democrat voi încerca să fac tot posibil pentru a implementa diverse proiecte legate de tineretul rădăuțean. Permiteți-mi să vă spun și eu bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă. Eu sunt aici oarecum într-o dublă calitate ca element deliant între organizația de seniori municipală și organizația de tineret, dar și ca reprezentant al conducerii organizației județene de tineret, unde dețin funcția de prim vicepreședinte conform protocolului de comasare între structurile fostelor organizații de tineret din cadrul Partidului Democrat și Partidul Liberal Democrat. Suntem încă în faza în care realizăm comasarea la nivelul structurilor județene. Am constituit biroul județean comasat al noului partid, un birou alcătuit din 48 de membri și deja am avut câteva ședințe, iar rata de participare a fost extrem de mare, peste 40. Sunt niște ședințe extrem de interesante. Niciodată n-am participat la o ședință de birou cu peste 40 de membri. Fuziunea se desfășoară fără nicio problemă la nivelul județului Suceava, la nivelul organizațiilor de tineret. Conform protocolului, președinția organizației județene a revenit fostului Partid Democrat, lui Marius Boghean, iar eu, ca fost președinte al organizației de tineret PLD Suceava, sunt prim vicepreședinte. Deja lucrăm la organizarea structurilor în teritoriu. Principalele organizații municipale și orășenești, Fălticeni, Suceava, Vatra Dornei, Câmpulul Moldovenesc, Gura Pumorului, Rădăuți, Siret și Solca, deja s-au comasat și au început să funcționeze. Mai mult decât atât, pe 14 februarie, activitatea de Valentine's Day nu are doar o anvergură locală la nivelul municipiului Rădăuți, ci are o anvergură județeană. Toate cele 8 organizații vor derula acțiunii specifice zile respective, de o anvergură diferită de la organizație la organizație, mai mare, precum la Rădăuți sau la Suceava, sau o anvergură mai redusă în celelalte organizații. La nivelul organizației Rădăuți, fuziunea prin comasare deja s-a realizat. Domnul Grijincu, așa cum ați aflat, a fost desemnat ca președinte al organizației de tineret, primind girul atât al biroului local de senior, cât și al biroului
județean de tineret, structură căreia structura locală de tineret este direct subordonată. Prim vicepreședinte a fost desemnat un tânăr student extrem de activ pe nume Daniel Robuțu, care alături de Marius Grijincu vor fi cei care vor iniția, o să vedeți în viitor, numeroase acțiuni la nivel de tineret, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de două campanii electorale extrem de importante și campanii în cadrul cărora rolul tineretului este extrem de important. Ca secretar al organizației a fost desemnată domnișoara Oana Lăzărean, tot studentă, iar printre vicepreședinți aș putea nominaliza pe Sânziana Moloce, Iulian Gafencu, Marius Stingheru, Mihai Mateiciuc și deja în afara proiectului de Valentine's Day, organizația de tineret a PLD-ului la nivelul municipiului Rădăuți pregătește și alte acțiuni pentru 1 martie, pentru 8 martie. Deja ne gândim și la o acțiune pentru Luna Pădurii pe care o vom sărbători în a doua jumătate a lunii martie, după care probabil undeva la sfârșitul aprilie vor începe acțiunile specifice de campanie electorală. În continuare, domnul președinte, are să ne comunice și numele lui Steva Lugur. De aceea, după cum ați văzut și noastră, avem un tineret activ, energic. O să, deocamdată ne promite multe, să vedem în viitor ce o să facă. Ne bucură faptul că sunt plin de optimism și vom vedea reușita sau mai vom vedea acțiunea lor care o să aibă pe 14 februarie. Ce pondere vor avea tinerii și pensionarii în lista în Consiliul Local, spre exemplu, în zona eligibilă a listei PDL-ului? Sigur că noi vom ține cont nu numai de tineri și pensionari, vom ține cont și de organizația femei și vor avea fiecare organizație câte un reprezentant în lista de Consiliul Local, fiindcă e nevoie în Consiliul Local să-și pună în practică, sau mai bine zis, să-și aducă din sectorul lor, să aducă anumite probleme al locuitorilor. Vom avea, cu alte cuvinte, vom avea pe un loc eligibil un tânăr, mai mult ca sigur. E o chestiune de la nivel, să zicem, de la București, la nivel național, să avem un tânăr, o doamnă, din interiorul partidului, din organizația de femei și un pensionar, de la pensionar. Adică, eu zic că aceste trei persoane se vor apăra în primii 10 de pe lista de Consiliul Local. Cu alte cuvinte, noi avem în vedere să avem cât mai mulți consilieri. Ceea ce vreau să mai completez față de ce au spus domnul Puiu și cu domnul Grișincu, domnul președinte Grișincu, în urma comasării de la Partidul Democrat, fostul Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, au rezultat în jur de 300 de tineri. Cu această ocazie vreau să fac un apel tinerilor din Rădăuți care vor să adere la partidul nostru, Partidul Democrat Liberal, să o facă cu multă încredere, fiindcă în afară de activitate de partid vor desfășura și alte activități culturale, educative și distractive. Se vor întâlni periodic formări de tineri pentru anumite afaceri de proiecte și așa mai departe. Timpul le va arăta tinerilor ce se poate face în municipiul Rădăuți. Cam atât. Mă interesează, va fi anunțat candidatul pentru primărie, da sau nu, și dacă în același timp lista de consilieri va fi conturată. Dacă sondajul de opinie va fi finalizat, pot să vă anunț de pe acum că sâmbătă, în sala Mica Casă de Cultură Suceava, va fi lansat și candidatul PDL pentru funcția de primar al Rădăuțului. Repet, numai dacă acest sondaj va fi finalizat. Și la a doua întrebare pot să spun că lista de consilier urmează de-abia de acum a fi în funcție de candidatul de primar, de discuțiile care vom avea în interiorul partidului, dar mai ales de evaluările care vor avea loc în interiorul partidului și așa cum a spus și domnul deputat, noi trebuie să avem în vedere o, să spunem, promovare proporțională a tinerilor, a pensionarilor, a femeilor, pentru că alegătorii de vârsta a treia sunt importanți, după cum bine știți, în economia alegerilor din Rădăuți. Tinerii vor să se regăsească și noi sprijinim tinerii
trebuie să aducem și femei, pentru că și dumneavoastră sunt foarte importante și în același timp trebuie să dăm credit și persoanelor, să spunem, eligibile și care pot aduce ceva nou pentru Rădăuți. Vreau să vă spun că fiecare din candidații pentru funcția de consilier local va trebui să redacteze un proiect de pe zona lui de dezvoltare, fie că va fi pe cultură, pe administrație, pe proiecte europene, pentru că suntem Uniunea Europeană și aici fără proiecte nu putem să discutăm. Vreau să-l anunț pe domnul Fuzu, în demnul dumneavoastră, că AMR-ul lui la primăria Rădăuți este de 3 luni și 2 săptămâni. Nu pot să calculez și 4 zile, pentru că guvernul încă nu a vizat ce exact exactă de vreo. Eu am relativ, așa că mai aștept să zicem o săptămână. Sau poate mai puțin sau mai mult, depinde când guvernul își va face datoria și va stabili exact. Oricum, Revoluția Portocalie se va produce, pentru că cu asemenea echipă nu poți să dai rateu. Dacă e posibil, aș completa și eu referitor la întrebarea domnului Dărăgoi. În calitatea mea de președinte, voi susține în interiorul partidului, al biroului local Rădăuți, al Partidului Democrat Liberal, și voi insista să țină cont de ceea ce am și punctat noi cu reprezentanții de fiecare organizație. Și aș intra mai în amănunt și v-aș spune de ce acel sondaj, fiindcă s-a hotărât de la București, la nivel central, am spus că de la nivel central s-a hotărât să se efectueze sondaje de la municipii, orașe, comune, până la cel mai mic cătun. De ce? Fiindcă locuitorii fiecărui municipiu, oraș sau localitate să-și pună cel mai bun candidat care îl văd ei cu șanse pentru Rădăuți și care îl văd ei pentru a le oferi ceva comunității respective. După cum bine știți, la noi va fi între persoana mea, între mine, care eram un eventual candidat la primărie. Era deja lansat de către la Partidul Democrat. Da. Și domnul Cărcalete Petru, care a fost președintele Partidului Liberal Democrat și candidatul în 2004, vicepreședinte, dar candidat potențial candidat din partea organizației, candidatul la primărie din 2004. Între noi doi se va hotărî care stă cel mai bine în acest sondaj, se lucrează la sondajul respectiv. Și vom vedea dacă se va termina, într-adevăr, până sâmbătă. Referitor la consilieri, este prea devreme ca să putem anunța lista cu consilieri. În următoarea etapă se va anunța acea listă, dar, cum spunea și domnul purtător de cuvânt, domnul Ciuc, se va ține cont de acel consilieri care vor veni cu proiecte pentru viitor și cum văd ei schimbarea în municipiul Rădăuți. Mulțumesc.